Dacă ești curioasă, vei putea afla urmărind filmul singur. Dar vei descoperi aici cum eu sunt într-o stare de cercetare cu un exercițiu foarte dificil, e de tip olimpiadă, la prima citire, dar din care înveți foarte tare cum să te comporți tu, cu modul în care m-am comportat eu, felul în care am încercat eu aici să mă descurc, trebuie să-l ai și tu ca rezolvitor de fiecare dată. Așadar, dragilor, tot ce am făcut astăzi este filmat și filmulețul acesta va fi pus pe internet pentru că voi toți cei care sunteți în situația aceasta de a încerca să vă pregătiți pentru examen, puteți lucra cu prof online în varianta în care am prezentat-o lui Ioana. Și ce mult mi-aș dori, este visul meu dintotdeauna, ca cineva acolo, decidenții aceștia politici, să poată reacționa și să spună doar atât. Tu, președintele țării, care ești profesor de fizică, și taci, deși am ajuns de două ori la Cotroceni. Pe timpul Băsescu a ajuns de nenumărate ori. Taci, nu vrei ca acest lucru să fie cunoscut. Nici acest film care arată concret nu vrei să-l faceți cunoscut. Se spune doar atât. Există proful online. Și copiii aceia care nu au posibilități sau care, să spunem, nu înțeleg la clasă, că s-a întâmplat de foarte multe ori și cu meditator lângă tine și cu bani aruncați să se facă meditații în același stil. Același stil, adică cum? Tot cum se face la clasă. Probleme, tot o formulă, înveți formula aceea, o repeți și cu asta basta. Să reduci la matematică, la niște formule pe care azi le înveți, nu le uiți. Ori asta e drama școlii. Ce învăț, ce fac eu la aici? Fac ce? Îl învăț pe elev să descopere el, să aibă starea de bine. Este, dacă vreți, șansa pe care poporul ăsta trebuie să o aibă. Și elevii pe care trebuie să meargă la școală, elevii trebuie să meargă într-o stare de bine, el să meargă cu plăcere, el abia să aștepte să întâlnirea cu profesorul. Și să spună, am descoperit un profesor, știți chestia aceea, știți ideea cealaltă, de acolo vine, am făcut eu legăturile. Iar profesorul să fie în stare să-l asculte, nu orgoliile. Că cel mai grav lucru este că profesorul este orgolios și tu, elev, nu poți să-i spui nimic lui profesorului. Eu am aici un model.